Înainte de a începe acest episod, vreau să-i fac o promovare lui Peter 10. El are 740 de abonați. Abonați-vă la el, apăsați pe clopoțel și dați pe toate ca să primiți notificare atunci când postează. A să încep un nou proiect numit Promovează Calitatea. Acest tip are calitate video-audio și face pe PC și muncește pentru fiecare clip. Și chiar îmi place ceea ce face. Mă uit la majoritatea clipurilor. Uite, a făcut și un cad de vizualizări. Bravo lui! L-aveți în descriere, primul link din descriere, vă rog frumos, duceți-vă, dați like, stați așa să nu se audă, dați like aici frumos, intrați și dați like pentru că băiatul chiar muncește pentru clipurile lui, vedeți aici 1080p, 60 de frame-uri, chiar merită, are calitatea audio-video, face live stream-uri cu Minecraft, ce mai posează, deci pentru ăștia care joacă foarte mult Minecraft și care le plac Minecraft-ul, uitați aici, băiatul ăsta face numai Minecraft. Eu zic că merită tipul și îl aveți în primul link de descriere și dacă credeți că aveți calitatea audio-video, vă rog frumos, seriozitate, lăsați în secțiunea de comentarii, vreau o promovare meritată și o să mă uit la canalele voastre și dacă aveți noroc în următorul clip o să vă bag chiar pe voi. Deci nu uitați să aveți primul link de descriere, eu am fost Lorenzo și eu vă las cu clipul. Ceau! Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare bă băi și bine ne-ai găsit în episod din seria noastră de stand-up, da, a devenit o serie pentru că a fost foarte apreciat primul clip, aproape 300 de like-uri și 1000 și ceva de vizualizări. Vă mulțumesc extrem de mult pentru susținerea acordată și a rămas profund uimit că este iubit atât de tare jocul ăsta, care nu știu să-l joc, nu mai știu să mai joc, după foarte mult timp în care n-am mai jucat, o să încep să joc mai des dacă văd că încă e apreciat și clipul ăsta. Da, nu, încă nu știu să joc. Mă învăț să mă joc. O să schimb numele pentru că nu vreau să mai am clan, pentru că n-are, it's trash. Și da, dacă mi-ar să clipuri cu această serie, apăsați butonul like acolo să strim peste 150 de like-uri dacă se poate, sau poate 200, cine știe, să vedem cum va fi. Cred că asta e luz prima rundă. O să încerc să mă învăț să joc, pentru că nu mai am nicio treabă cu acest joc, că sunt paralel cu acest joc. După foarte mult timp în care am jucat numai Critical Ops, e și normal. Dacă te obișnuiești iară cu jocul, mergi și tot te joci. Adică eram destul de bun înainte. Eram destul de bun înainte, dar na, acum nu mai știu să mai joc. Hai că i-am dat și ăsta cap. Din bulan i-am dat ăsta cap. Văd că tot pe ea se joacă. Nu mai știu să mai joc cu ținta, cu chestii, cu diferit rău față de Critical Ops acest joc, dar e și mai realistic. Da, m-am ales să mă bat cu doi. Ăștia sunt foarte buni, eu nu le am cu așa ceva. Uite că am luat assist. Ok, deci și flash-urile sunt foarte, foarte diferite, adică sunt ciudate rău. Nu știu cum sunt făcute și chestii, dar bă, nu mai pe să joacă. Ok. Eu joc cu setări de pro pe care le aveam înainte, că încă mi-a rămas setările. Unde-i mă ăsta? Mori, 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 mori! Mamă! Fai de viața mea, am dat un încărcător în el ca să-l omor. Atât de bâtă. Sper că nu se aude tare joc, ok? De ce nu fac schema asta? Și nu i-o dau eu pe la spate. Sau măcar încerc, pentru că nu am nicio treabă cu acest joc, dar în fine, uite, am dat capul ăsta. Care e la fel ca mine, n-are nicio treabă cu acest joc. Și a rămas eu versus 2. Da! Mamă, bulan, bulan maxim. Ok, în B ultimul. Unde dracu-i bomba asta? Ok. Hai să vedem, deci 2-2. Un joc foarte diferit față de Critical Ops. Bă, deci nu pot să-mi dau seama cum puteam să joc jocul ăsta atât de bine înainte. Cum puteam să joc eu jocul ăsta, nu înțeleg. Deci chiar eu nu înțeleg. Pe bune, dacă mai înțeleg. Dar îmi place cum se duce bomba. Place. Da, smoke aici frumos. Nu! Ah, da. Aia, amândoi stau acolo. That's nice. Dacă voi jucați mai pe B, pe A. Aoleu.
Mamă, doi nubi. Stai că... Oh, shit, stai că nu mai știu cum luam bomba. Așa. Așa. Hai că plantăm. Plantăm, băiți. Am plantat, deci level up. Please. Nu, what the fuck? Cum a ajuns să stau aici? Băi, și când stau să mă gândesc că jucam atât de bine jocul ăsta, gen pe telefonul ăla în care mai avem și lag, destul de ciudat, adică nu mai știu să mai mă joc deloc. O să încerc să-mi schimb setările, nu știu ce să-i fac, să meargă mai... Adică nu-i vorba de mes, să mă joc mai bine, adică, na, știu că e cea una. Da, care mi-a dat-o ca la carte, am înțeles. Da, o să se termine foarte rapid acest meci. Cel mai probabil o să câștigăm, între ghilimele, pentru că... Da, deci nu știu, bă, fraților, deci dacă vreți, spuneți în secțiunea de comentarii, vreți să ne apucăm mai tare de stand-off? Nică n-aș vrea să-mi pierd skill-urile de critical ops. Nu că acum am foarte multe, dar na. Sau să măcar să egalăm jocurile între ele, pentru că nu știu să joc, mă, pișpel de joc, e ciudat rău. Și de parcă n-am jucat în viața mea jocul ăsta. Așa mă mișc. Dar în fine, hai măcar să încerc și eu să iau o rundă. Încerc, da, nu o să-mi iasă. Îmi place cum îi aruncă caracterul. Am avut și ăsta net. Ah, ok. Super ciudat. Aparent luăm o rundă. Cred. Nu știu. Joacă bine ăsta care a rămas ultimul. Opa, de la spate, bă! Păi frate, ce cu poza asta? What the fuck? Joacă mai la M4. Și restul zbătă și o să murim. Și o să pierdem pentru că de ce nu? Eu sunt pe primul loc. 6 cu 7, bă! Nu e atât de rău scorul, să fiu sincer. Dar nu e atât de bun. Păi, unde stătea ăsta, nu-l vedea. Putea să-i o dea calme. Cred că dă defuse. Sau... Ok, nu dă defuse. Deci am luat runda. Aparent am luat runda, băiți. Uite, deci am luat și assist. Ok, deci am luat runda, băiți. Încă mai este o formiță de... De adevăr aici. Uitați și voi ce skin am eu aici. Și pe anumite... Eu nu înțeleg, fratele, de ce nu poți să dai inspect pe anumite arme. Adică dacă mergi să dai inspect pe toate, pe majoritatea, de ce nu merg pe toate? Adică logică, please. Normal că nu o să mă urc acolo, că dau flashbang-uri, dau de toate astea. Da, și filmez la ora destul de târzie, dar asta e. Văd că ăștia sunt pe A deja. Ok, deci joacă la shotgun. Bă, frate, eu n-am tras absolut deloc pe lângă el. N-am tras deloc în el. Aolo. Uite-i pe ăștia. Aoleu. Bă, măcar am 7 cu 8. E destul de ok. Și două asisturi. Bă, e destul de ok. Mamă, țin minte cu arma asta, n-am jucat, nu-mi place să joc. Dar acum îmi place. Pentru că e mai ușor, e armă de noob. Bă, de ce nu merge să mă... Ah, ok, nu merge. Nu știu ce. Deci, îmi plăcea să mă joc cu arma asta foarte mult. Între ghilimele, că nu-mi plăcea deloc, de fapt. Mamă, ce mă enervează ăsta care dă flashbang. N-a nicio treabă. Am înțeles. Mare bombă ce mi-a luat în cap. Mi-a mai luat odată. Hai bă, cât de bă, pe bune. Atât de praf sunt. Aolo, m-a făcut cu bomba, nu vin să cred. Hai. Mor și tu, și așa ai pierdut meciul. Pentru că nu știu să joc. Deci fiți atent, dacă vreți, deci dacă strângem multe like-uri la acest clip și multe comentarii că vreți și chestii, o să încercăm să egalăm jocurile. Deci să-mi bat piciorul, o să mă reapuc de joc. Dacă chiar vreți să continuăm seria și dacă vă place și dacă este apreciat clipul.
Știu că nu prea am făcut mare lucru în acest clip, dar na, măcar m-am jucat stand-up și văd că foarte mulți joacă stand-up și e foarte iubit acest joculeț. Și într-adevăr au băgat foarte multe update-uri băieții și au lucrat la grafici și chestii și îmi place foarte mult cum e făcut. Da, din păcate am pierdut runda, dar meciul da pe primul loc. Bă, asta e. Bă, băieți, cam asta a fost și clipul de astăzi. Dacă vă plăcă, nu uitați să apăsați like acolo. Eu am fost Lorențiu și ne vedem data viitoare. V-am pat. Ceau, fraților. Yeah.